Viitura de pe râul Prut, formată pe teritoriul ucrainean, a ajuns prin propagare pe teritoriul României. Vârful maxim al viiturii se află în acest moment la intrarea în țară. Specialiștii de la Administrația Națională a Apelor Române și de la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad estimează că unda de viitură va ajunge prin propagare la Rădăuți Prut în următoarele 24 de ore. Astăzi, la amiază, râul Prut măsura la Oroftiana 812 cm cu 162 de cm peste cota de pericol, iar la Rădăuți Prut 680 de cm cu 80 de cm peste cota de pericol. De altfel, la Rădăuți Prut a fost instalată și o tabără de sinistrați în cazul în care se va impune evacuarea celor 40 de gospodării care ar putea fi afectate. Pompierii militari și voluntari au avertizat încă de ieri populația din casă în casă și au constatat că majoritatea noptează la rude încă de marți. Animalele au fost duse în locuri sigure.